Bună seara, domnilor, domnilor! Eu sunt Elena Guțu și vă invit la un nou portret obiectiv la TVR Moldova. Alături de noi este expertul în istorie. Îl salutăm pe domnul Ion Ștefăniță. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Domnule Ștefăniță, dumneavoastră sunteți un aventurier? Pe linia vieții, da, aș spune că am avut careva aventuri. Unde totuși se întâmplă sau le-ați avut sau le-ați trăit cele mai interesante aventuri? Dacă aș deschide anumite paranteze, eu cred că aceste aventuri au fost și în primăvara anului 2002. Deci acele proteste anticomuniste care, nu știu dacă vă aduceți aminte. Deci a fost, hai să spunem, o primăvară foarte încordată, în care au existat anumite presiuni din mai multe direcții. Oricum, mișcarea studențească a Universității Pedagogice Ion Creangă, pe care am condus-o, cu comitetul anticomunist pornit atunci, a fost o mișcare sinceră, necontrolată din nimeni, nici politic, absolut din nimeni. Pur și simplu a fost o mișcare sinceră a unor tineri istorici care și-au spus cuvântul la momentul respectiv. Și aceasta, bine, aventurile, da? Pentru că după aceea Ștefăniță Ion a dispărut din țară timp de 11 luni și ne-am declarat în Europa fără comunism. Și eu am făcut un tur al Europei și am revenit pe 11 iunie 2003 și mi-am continuat agenda în formare profesională. Adică am revenit la masterat, la facultatea de drept, a doua facultate, categoria B, am intrat în serviciu ca ghid interpret la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Să spunem, am revenit de acolo de unde am plecat. O consider ca o aventură pozitivă, o aventură care a fost o lecție învățată. Ceea ce am studiat la istorie, de fapt am văzut cu ochii mei acest patrimoniu, istoria Franței, istoria Spaniei, istoria Belgiei, istoria Austriei, adică am respirat cu spiritul locului din acest ideal pe care îl are Republica Moldova de a adera la această comunitate europeană. Un aventurier, mai ales unul ca dumneavoastră, are frici. Știți, chiar dacă mă consider că nu am frică, da, a fost anumite sentimente de frică înainte de examen de licență, da, dar șansa e de partea celor pregătiți. Deci frica trebuie depășită prin muncă, prin pregătire. Și atunci tu depășești această frică. În rest, da, au fost careva momente de frică, voi obține eu bursa guvernului francez sau nu, dar am depășit-o, am studiat limba franceză și am ajuns bursierul guvernului francez. Am ajuns să fiu admis la masterat în Franța. Am depășit și acea frică. Da, a existat și frică în cei 12 ani care am dus itinerimatul funcției în cadrul unei entități de profil pe monumente, pe toate amenințările care le primeam în sistem, în toate acele scheme care funcționau, care duceau la demolarea patrimoniului cultural aici în Chișinău vechi, prin acțiune sau, mă rog, în țară e prin inacțiune pierdem monumentele. Dar anumite mesaje mai puțin plăcute eu le-am primit, fie pe linia politicului, fie pe linia agenților economici obraznici, care, mă rog, eu când ieșeam din casă, mă gândeam că ies, dar nu știu dacă voi reveni. Erau momente de astea când am fost în cadrul Agenției de Inspectare și Restaurare Monumentelor. Dar mă bucur că am reușit prin mesajul pe care l-am dat zi de zi, în cei 12 ani de activitate, de interimata funcției, să ajungă la mentalul societății noastre că patrimoniul trebuie să fie conservat, restaurat și protejat și valorificat. Dumneavoastră, când ați început, poate, să iubiți tot ceea ce înseamnă patrimoniul cultural? De fapt, e din prima zi, din 1 august 2000, de acolo, de la Orhiei Vechi, de la Butuceni, de lângă Cruce. Acolo mi-am fixat scopul să mă specializez, fiind încă integrat în cercetarea istorică, deci am spus să mă specializez în patrimoniu. Și anume acolo, pe 1 august 2000, mi-am fixat scopul să fac un master profesional în Republica Franceză. Atunci, în acea zi, am auzit de École Nationale du Patrimoine à Paris. Bine, această școală specializată pe patrimoniu eu nu am făcut-o, dar un master profesional a Universității Via Domitia din Perpignan, dar masterul s-a petrecut în mai multe orașe din sudul Franței, este vorba de Béziers, Narbonne, Carcassonne, Montpellier, unde în 2005-2006, hai spunem, am pus la fundația formării profesionale toate cunoștințele și experiențele pentru
a mă dedica acestui domeniu al patrimoniului cultural. De la Ion Ștefăniță, cel care poate pe alocuri lua nota 2 la limba franceză, ulterior la Ion Ștefăniță, persoană francofonă, cum a fost această cale? Dacă se fac o retrospectivă a anului, deci 90-91, atunci când am început să studiez limba franceză și mergând în arhivă, ridicăm agenda elevului de atunci, al lui Ștefăniț Ion, vom vedea nota 2, nota 2, nota 2, 6 de 2 într-o săptămână. Sau, iată, mai jos la bază, mai găsim, a fugit de la lecția de franceză, luați măsuri. Da? Așa a fost începutul francofonii pentru Ștefăniț Ion. Lucrul ăsta, de fapt, la început m-a distanțat și ca absolvent a unei universități pedagogice, vreau să spun, din punct de vedere pedagogic, nu a fost corect. Asta a demotivat elevul. Dacă eram eu profesorul, cred că era să fac maxim posibil ca elevul să fie atras pe obiect, fiind încurajat de acest nou obiect. Dar, oricum, mai ales că noi, generația anilor 90, care am trăit 80-90, da? Fiind ca în țar cu ăsta, și spuneam în zilele meu, dar ce, voi ajunge eu la Paris? Da? Adică eram închiși. Cei care mai ieșeau erau verificați prin filtru când mergeau în Occident. Dar am depășit lucrul ăsta în studenție și în studenție mi-am pus scopul și de la acei 6 de 2, astăzi membru a Consiliului de Administrare a Alianței Franceze, fost bursier al guvernului francez și toate proiectele de colaborare pe care le-am dezvoltat în cadrul entității de profil, deci pe domeniul patrimoniului, cu colegii din Franța și mulți prieteni care astăzi am în Republica Franceză, este datorită faptului că am început să respir cu limba franceză. Pe dumneavoastră vă motivează obstacolele pe care le întâlniți? Fie că vorbim despre această situație cu limba franceză sau... Păi mă provoacă. Adică dacă apar careva momente mai puțin plăcute, lucrul ăsta mă motivează ca să-l depășesc. Dispic problema în câteva părți și îi dau soluții. Cum putem noi depăși, cum putem soluționa sau face față la o anumită problemă pe care o am, da? De asta eu consider că în viața noastră nu sunt situații fără de soluții. Soluții sunt mereu. Important noi să fim sănătoși, să gândim pozitiv, să fim motivați și orice scop poate fi realizat. Eu pe linia vieții am un slogan, un crez al meu, scop fixat, scop realizat, sau acea maximă latinească, per aspera ad astra, după care mă conduc. Dificultăți pe linia vieții sunt foarte multe, viața cu adevărat ne dă anumite provocări, e important noi să avem cugetul la timpul potrivit și să acționăm echilibrat în a depăși, în a da soluții pentru fiecare problemă care apare, fie pe agenda profesională sau pe cea personală, de familie sau de alt gen. Continuăm mai departe această discuție, dar până atunci vă invităm să urmărim câteva secvențe cu dumneavoastră din spațiu public, dar și din emisiunile TVR Moldova. Bine ați venit la Moldova ta nouă, bine ați venit la Muzeul Țăranului. Dumnezeu ne-a dat tot ce poate să-i dea unui popor. Deci, un teren fertil, da? Teroarul de aici este perfect pentru a face o agricultură performantă. La fel, un patrimoniu rural care rămâne nevalorificat. Este un proiect mesaj, este un proiect prelegere. 3 luni de zile am meditat cum se va numi acest spațiu muzeificat, da. Și am spus Muzeul Țăranului. Logo-ul, vedeți aici, este o combinație a bucătării de vară sau căsoaia, cum se numește aici, deci căsoaia, iată noi avem în preajmă, și profilul Țăranului Basarabean. Este din opera lui Ion Pelivan, de la 1920, este dintr-o carte veche. Și am combinat profilul Țăranului din acea carte a lui Ion Pelivan cu căsoaia de aici, de pe teren, respectiv cam așa s-a născut și logo-ul Țăranului. Strada Vasile Alexandrii, istoric, strada Rabbi Țărlison 80, unde este amplasată fosta sinagogă cu azil, da, pentru bătrâni. Respectiv este un monument de istorie, de arhitectură, de categorie națională, inclus în Registrul Monumentelor Republicii Moldova. La moment o vedem că este o ruină într-o situație avansată de degradare. Până la 2010 a fost o construcție care a fost la balanța Ministerului Culturii. În 2010 a fost înstrăinată
comunității evreiești. Deci comunitatea evreiască și-a propus să o conserveze, să o restaureze. Acest lucru deja s-a întâmplat prin coordonarea documentației de proiect, care prevede tocmai restaurarea fostei sinagogi. Indiferența factorilor decizii a cetățenilor este una mare. Cetățenii care dețin proprietate pe aceste monumente nu investesc nimic. Bine, nu voi pune responsabilitatea doar pe cetățean. Am spus că este responsabil și funcționarul, da? Avem o lege a ocrotirii monumentelor, care este în vigoare din 1993. Această lege vorbește că atât la nivel central, cât și la nivel local, prin articolul 42, se spune clar că administrația publică centrală și locală alocă finanțare pentru conservare, restaurare, evidență și punerea valoare acestui patrimoniu. Ceea ce nu se întâmplă. Vă atrag atenția și alarma asupra obiectivelor ecleziastice în lemn, bisericile în lemn de la altă dată, noi le pierdem de la un an la altul. Evaluarea pe care a efectuat-o Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor a arătat că 27 de biserici de lemn, care în 1993 ele existau, au fost incluse, li s-a atribuit statut de protecție, au fost incluse în registrul monumentelor, ele astăzi fizic ele nu există. Este riscul ca în continuare să pierdem alte obiective care, iată, sunt într-o situație avansată de degradare. Multe din ele sunt în nordul Moldovei și trebuie să fim cu atât responsabili, atât la nivel local, da, prin direcțiile de cultură, consiliile raionale, primăriile locale, să planificăm finanțarea pentru acest domeniu. Micle 11, Mara Roșie, Casa Herță, Casa Kligman, Conacul Rozii de Răznovan de la Lipcani, toți împreună să luăm atitudine, să mergem pe un drum comun, scop comun și astfel ca acest patrimoniu, prin valoarea lui istorică, identitară, valoarea economică, acest patrimoniu va scoate această țărișoară din criza care o trăim noi astăzi. Acest patrimoniu trebuie să fie conservat, restaurat, valorificat. Domnule Ștefăniță, în viziunea dumneavoastră, cum sunt oamenii care au caracter? Sunt cu rezultate. Sunt cu amprentă pozitivă lăsată. Dar ce ai lipsit de caracter? Atunci noi avem spiritul de fabulă și baladă. Sunt în spiritul folcloric, așa cum îl găsim în Miorița sau în ceea ce mai puțin agriez, atunci când oamenii rămân pe baricade. Asta este problema noastră și cam așa ar fi răspunsul meu la moment. Dumneavoastră sunteți cumva un avocat al patrimoniului cultural, dar și un om care permanent își determină bine scopurile și merge către acestea. În viziunea dumneavoastră, scopul, scuze mijloacele, sunteți machiavelic sau nu? Păi de fiecare dată mi-am fixat scopuri. Atunci, de exemplu, când am fost chemat în sistem, pe 9 noiembrie 2009, mi s-a spus că Ștefăniță, ai la dispoziție 3 luni de zile să dai suflet unei entități care exista fictiv pe hârtie din 25 septembrie 2006. Și atunci mi-am pus scopul ca această celulă, care iată murea, era moartă, hai să spunem așa, i-am dat viață. Și în 3 luni de zile eu am dat claritate ce se întâmplă, de exemplu, în Chișinăul Vechi, în cele 186 perimetri urbani, pe cele 977 adrese cu statut separat de protecție. Și atunci, pe 20 martie, am dat o claritate ce s-a întâmplat în acest spațiu declarat protejat. Cartea neagră a patrimoniului cultural, printat, a dat răspunsurile pe ruine, pe demolări, pe intervenții ilegale. 2011 deja, când deja am intrat în evaluarea întregului patrimoniu din țară, prin publicația Patrimoniul Cultural al Republicii Moldova la realitate, la necesitate, iar și am dat anumite răspunsuri. Deci s-a fixat scopul schimbării unei mentalități. Mentalitatea colectivă era cu indiferență totală pentru acest patrimoniu. Dar pentru a schimba o mentalitate este nevoie de o perioadă și zi de zi tu trebuie să vii, să folosești toate instrumentele pentru a schimba această mentalitate. Și prin intermediul dumneavoastră, prin intermediul acestor publicații, prin intermediul toate măsurile pe care le-am luat, este să educ și să fac maxim posibil să avem o atitudine responsabilă de la cetățean, la funcționar, pentru a
avea grijă de acest patrimoniu pe care noi l-am moștenit, pentru această zestre culturală pe care noi o avem astăzi, să fie conservată, restaurată, valorificată. Mi-a reușit sau nu, dar numărul de demolări care a scăzut, da, 2010, 4 cazuri, 2011, merge în jos, până la 20, ultima tentativă de demolare, 2014, în partea jos a orașului, Petru Rareș 55, este un ultimul caz, tentativă de demolare a unui monument. Și anume acest rezultat, concluzionez că munca noastră nu a fost zadarnică între această perioadă. Șantierele care au început la Soroca, la Hânceși, la Căușeni, respectiv faptul că strategia culturii care a fost votată unanim pe 9 aprilie 2014, în care a fost declarat patrimoniul cultural prioritate națională, bine, atunci pe hârtie, da? Pentru că eu iarăși am rămas nemulțumit, dar faptul că a început acest subiect să fie abordat. Care-i? Chiar și în programele electorale, mi-aduc aminte, a apărut subiectul patrimoniului, ceea ce anterior lipsea. Despre patrimoniu, dar și despre dumneavoastră, care este emoția pe care dumneavoastră o aveți atunci când este demolată o clădire? Evident că e tristă. Nu poți să te bucuri atunci când se produce o ilegalitate, o crimă față de acest patrimoniu. Da? Se distruge o istorie. Bine, în perioada sovietică, când autoritățile de atunci mergeau pe ideologia partidului, da? Și au șters de pe harta istorică a Chișinăului și Catedrala Vechi și Biserica Luterană, Cimitirul Luteran, o parte din Cimitirul Evreiesc, 40.000 de morminte, 24 le-au șters, da? Respectiv, pe timp de pace. Iată, după 2006, dacă luăm 2010, 44 de demolări produse. Pe timp de pace, unde nu a venit cineva, rusul de la est sau altcineva de la vest. Noi am produs demolările astea. Citadinii. Și de asta, cred că era de datoria mea și ca pedagog, să deschid ochii citadinilor și funcționarilor care erau integrați în anumite scheme. Da? În eliberarea actelor permisive, da? Acte de desfințare pentru aceste obiective care aveau statut de protecție de iure și erau incluse în registru. Eu cred că am fost soldatul care mi-am spus cuvântul și sper eu că am fost util în acest mecanism care trebuia să înceapă să funcționeze. Pentru că, da, legea 1530 și legea ocrotirii monumentelor din 93 în vigoare, ea stătea bine mersi pe o masă a unui minister sau pe masa unei primării. Uitată. Și era cazul ca prin celula asta sănătoasă, Agenție de Inspectare și Restaurare Monumentelor, care a făcut o scanare a situației și respectiv concluziile făcute și deja obiectivele fixate, scop și obiective fixate. De la oraș până la toate raioanele, după tot registrul monumentelor care a fost publicat în Monitor Oficial pe 2 februarie 2010. În aceste eforturi, în acest curs, în această călătorie, v-ați simțit vreodată omul echipei? Ați menționat despre faptul că ați avut starea de soldat. V-ați simțit singur, poate, în fața acestor obiective? Sau ați făcut echipă? Noi, în cadrul entității pe care am reprezentat-o, ne-am simțit ca într-o familie. Da? Noi nu eram mulți, 5 persoane. Dar permanent nu am delimitat statutul de manager cu specialiștii de rând. Noi eram într-o familie. Tot lucru care trebuia să fie făcut, la egal, era împărțit în randament de muncă și sarcinile erau realizate. Că dacă vorbim în colaborare cu colegii de mass media, în colaborare cu adevărata societate civilă, toți împreună, noi am reușit să pornim acel mecanism de protejare. De asta eu cred în spiritul de clacă, da? Așa cum o făceau țăranii cândva, și țăranii au depășit toate greutățile de altă dată, anume că s-a lucrat în comunicare, în spirit de clacă. De asta eu cred și în sinele meu permanent este această noțiune de clacă. Clacă națională, clacă urbană, clacă rurală. Cât de mult sistemul schimbă omul? Încearcă să te schimbe. Eu personal, dacă prin propria persoană, nu m-am modelat nici un telefon, nici un partid politic. Am lucrat cu 6 miniștri, da? Mi-am spus cuvântul în fața fiecărui ministru, așa cum gândesc, așa i-am comunicat.
Am avut sau nu susținere deja, evident, totul a depins de la persoană la persoană, de la un ministru la altul. Eu am încercat să ne spun cuvântul și în fața unui procuror și în fața unui judecător, lămurind că noi trebuie să ne facem lucru prin prisma legii. Să susținem cetățenii la ei acasă prin prisma legii. Să fim mai puțin birocrați, evident, și să ținem cont și de realitatea tristă care o avem, da? Bine, permanent, iată, dacă luăm, analizăm, mulți contestă viziunile lui Ștefăniță de astăzi, da? Dar, oricum, am acumulat și eu o experiență. Fiind în sistem, da? În realitatea care este, pentru că eu consider acest domeniu al patrimoniului, noi încă, până astăzi, suntem în terapie intensivă, în reanimare. Ca să-l scoatem domeniul ăsta de aici, noi trebuie, oricum, cu viziunile noastre conservatoare, să protejăm fiecare petricică, dar trebuie să avem și o viziune liberală, progresistă, în a da soluții de echilibru. Păstrăm, dar și valorificăm economic. Dăm voie ca să fie valorificat economic un bun sau altul. Îl reconversăm ca funcționalitate, da? Și respectiv menținem oamenii la noi acasă, le dăm voie să facă activitate economică sau alte activități pe care pot fi identificate în jurul unui monument, da, de istorie sau arhitectură. Toate discuțiile cu dumneavoastră despre dumneavoastră duc cumva la patrimoniu. Întrebarea este, cine v-a cultivat această grijă față de patrimoniu? Bine, am spus, începutul este din cadrul unei asociații, Asociația Națională a Tinerilor Istorici, deci este legată de studenția mea, când am activat în cadrul entității civile, da, asociației, după care am spus că am activat în spațiu muzeistic, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, ghid-interpret, până în 2009, cu o pauză 2005-2007, atunci când am mers la studii în Republica Franceză. Mai departe, cei 12 ani în care am respirat cu același domeniu, fiind prezent în toate localitățile Moldovei, făcând o inventariere, o bază de date, și evident că viața lui Ion Ștefăniț este patrimoniu, este în ceea ce m-am format. Și eu am insistat de fiecare dată, dacă am făcut studiile la istorie și m-am specializat pe patrimoniu, eu trebuie să rămân pe același domeniu. Sunteți fidel domeniului, dar întrebarea este cum s-a schimbat fața dumneavoastră după agenție? Bine, eu mă simt puțin rănit în felul cum s-a procedat în 26 noiembrie 2021. Consider că nu a fost corect să scoți din sistem o persoană care, iată, este mult mai pregătită, a acumulat o experiență internațională, da? Pentru că stagiile care le-am făcut în 32 de țări ale lumii, ele pot fi, și această experiență poate fi utilă în acest mecanism la nivel național, dar oricum eu am rămas în domeniu. Da? Oricum fac cercetare, oricum respir cu domeniul patrimoniului, poate mai mult timp am pentru ceea ce am făcut, istoria satului Cogălinceni, istoria satului Gordinești, acum lucrez asupra unei noi ediții revăzute, istoria orașul Ilova, deci orașul în care eu m-am născut, va fi o ediție revăzută, completată. Deci, lucru de arhivă, baza de date care am creat-o la nivel municipal, da, pentru Chișinăul Vechi, pentru cele 453 obiective protejate de categorie locală. Deci eu sunt în același domeniu, de fapt. Nu mi-am schimbat statutul doar. Da? Dar oricum nu a fost insistența mea să rămân într-un statut oarecare, pentru că eu oricum la agenție mă simțeam un manager, da, care este la egal cu toți cei care respiră cu același domeniu. E multă lume care respiră cu același domeniu în Republica Moldova? Nu avem mulți specialiști în domeniu în țara noastră. A fost permanent îndemnul meu pentru generația tânără, pentru studenții la care am avut anumite intervenții la ciclul masterat a Universității Pedagogice în management patrimoniu cultural. A fost îndemnul meu să meargă peste hotare, să studieze acest domeniu, această specialitate, dar să revină acasă și să formăm o echipă în a asigura cu resursă umană pregătită. Și că este vorba această entitate, agenții sau alte entități culturale, da? Muzee, naționale, locale, și să facem maxim posibil ca acest patrimoniu, această moștenire culturală să fie apreciat, valorificat, da? Pentru că eu cred că ar fi o greșeală
să fim indiferenți față de ceea ce noi am moștenit. Cum este Ion Ștefăniță ca mentor? Bine, cred că trebuie să o spună studenții mei sau cetățenii cu care am avut o comunicare. Eu am fost foarte deschis spre comunicare și colaborare cu toți, absolut. Nu am făcut delimitări între nimeni. Că a venit doamna Valentina pe Alexandru cel Bun 44 cu problema ei de restaurare a unui monument. Eu am dat o consultanță permanent, maxim 5 minute. Adică dacă venea o petiție, eu în 5 minute eram în sector. Că e vorba Șciuțev 35, unde am avut un moment mai puțin plăcut. Sau la Petru Rareș 55, ce s-a memorizat ultima tentativă de demolare? Era ziua independenței, 27 august 2014. Când, iată, era momentul când depunerea de flori, eu primesc apelul. Domnul Ștefăniță, dacă este posibil să veniți urgent în sector, la Petru Rareș 55 se demolează un monument care este în registrul monumentelor. Și atunci am plecat din Piața Mare a Nării Naționale, țin minte și acum, și am mers în partea de jos a orașului. Ca în zilele de odihnă sau de sărbătoare, un agent economic irresponsabil, știind că agenția Ștefăniță nu poate să facă niciun act în zi de sărbătoare, zi de odihnă. Iată cum s-a întâmplat permanent în sistemul nostru, că e sâmbătă, că e duminica, am mers permanent în sector. Am insistat să fac maxim posibil, așa cum o face medicul prin jurământul lui Hipocrat. Fix așa am insistat de fiecare dată să intervin. Și atunci când au încercat, iată, într-o altă duminică, când mi s-a șoptit Ștefăniță, iată, la Petru Rareș 63, pe teritoriul unei baze industriale, se distruge clopotul din Arcul de Triumf, da? Ca să-l distrugă și să-l trimată la topit undeva pe hotare. Dar ăsta e un bun, este o moștenire care face parte din complexul catedralei de astăzi. Deci am avut momente când trebuia să intervin chiar dacă era zile de odihnă. Sau concediile. Concediile în cei 12 ani, eu nu țin minte să avut eu vreun concediu. Eu eram la lucru. Și asta, dacă spunem pe balanță, tot randamentul ăsta de muncă plus momentul 26 noiembrie 2021, evident că a fost mai puțin plăcut. Astăzi, în 2023, privind retrospectiv, dacă ați fi din nou în acele decizii, ați repeta aceleași alegeri? Da, absolut. Eu nu regret absolut nimic. Asta era întrebare. Nu regret absolut nicio decizie pe care am luat-o. Fie pe data de 19 iulie 2018 sau pe data de 29 ianuarie 2021, da? Unde mulți, hai spunem, contestă anumite decizii pe care le-am luat. Atunci când deja, iată, se începe perioada când Ștefăniță este contestat, da? Când dintr-un statut m-au adus în alt statut. Dar eu, pur și simplu, vă spun, e trist să mergi printre ruine. În întreaga țară, noi suntem martorii ruinilor sau a satelor pustii. Și atunci eu le-am pus pe balanță. Când mă întorceam din Japonia și am văzut cum japonezii pun în valoare monumentele sau centrele vechi, centrul vechi din Kyoto, da? Și atunci am spus, Ștefăniță, cred că să ai o abordare mai permisivă, cu decizii echilibrate, astfel ca și monumentele să fie conservate, restaurate, dar și spațiile, fie rurale sau urbane, sau monumentele să fie valorificate și economic inclusiv, da? Și cetățenii să fie susținuți la ei acasă. Agenții economici, pentru că eu am reușit, de fapt, să opresc demolarea, anume comunicând cu agenții economici. Și să le spun, fraților, iată ce fac georgienii în Tbilisi, iată ce fac polonezii în Varșovia cu monumentele vechi. Și un hotel, și un restaurant, și o vinotecă, și un fel de fel de manufacturi, valorificând această moștenire culturală. Și iată, cred eu că mi-a reușit. Comunicarea presupune progresul, da? Este un alt slogan pe care mă conduc. Am încercat să discut cu cei care cândva distrugeau, demolau monumente. Iar și mi-a reușit sau nu? Dar noi până astăzi, noi nu mai avem din 2014 niciun caz când un monument, fie el de categorie națională sau locală, să fie desființat, deci demolat. Eu mă bucur că acest mecanism a început să funcționeze. Vă mai dau un caz, da? Anii 2000 până la 2009, la Consiliul Național al Monumentelor Istorice, acest consiliu se întruneau pe ordine de zi de 3, 4, maxim 6 subiecte. Mergem acum pe agenda ministerului acolo, la Consiliul Național de Istorie, și noi vedem până la 40 subiecte pe lună.
Asta înseamnă că persoanele fiind juridici, proprietari de monumente, da? Deja prin prisma legii își rezolvă problema reconstrucției, construcției, da? Restaurărilor, da? Reabilitări de monumente. Deci prin prisma legii. Și eu consider că această celulă sănătoasă, agenția, prin cuvântul pe care și l-a spus, a făcut maxim posibil ca legea să fie aplicată. Acea lege uitată în sertarul ministerului a început să funcționeze. Despre acești ani, poate, dar și alții din viața dumneavoastră, inclusiv am aflat și din CV-ul lui Ion Ștefăniță, vă invităm să urmărim puțin la ecran. Ion Ștefăniță s-a născut la 3 martie 1980 în orașul Leova. Din copilărie a fost marcat de istoriile bunicilor săi, de casele tradiționale din nuiele și argilă, așa cum le-a văzut la Tigheci sau de măcinatul crupelor la Râșniță. De aici, spune, vine și dragostea pentru istorie. Evident, a optat pentru Facultatea de Istorie din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă. Urmează masteratul la Universitatea din Perpignan, în statut de bursier al guvernului francez. Restartări profesionale în China și Italia, dar și descoperiri geografice în 30 de țări de pe 4 continente. Prima sa experiență profesională a fost în calitate de cercetător științific la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. În 2008 face un stagiu la Bruxelles, iar un an mai târziu la Leipzig și Berlin. În 2009 a fost numit director al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, fiind cel mai longeviv șef. A revitalizat în totalitate această instituție. Din 2010 coordonează proiectul Politici Eficiente de Protejare a Patrimoniului Cultural în Europa, realizat cu susținerea biroului UNESCO și a Ministerului de Externe al Italiei. Este unul dintre cei mai aprici militanți pentru conservarea edificiilor istorice și a centrului istoric al Chișinăului. Este bine cunoscută și dragostea sa pentru bijuteriile arhitecturale din sate. În plină pandemie, a procurat o casă veche în satul Molovata Nouă, pe care a transformat-o în Muzeul Țăranului, loc care poate fi admirat de orice doritor. Astfel, prin exemplul său, Ion Ștefăniță a dorit să-i încurajeze și pe alții să ofere viață caselor vechi. Abandonate. Mai este pasionat de muzică și de lectura cărților de dezvoltare personală, iar motoul lui în viață este per aspera ad astra, sau să muncim din greu ca să trăim în bine, așa cum a parafrazat-o el însuși. Domnule Ștefăniță, care sunt lucrurile, obiectele, valorile pentru care sunteți gata să faceți compromisuri? Păi nu am făcut compromisuri. Chiar dacă am avut oferte bune peste hotare, eu țara nu mi-am schimbat, satul nu l-am schimbat. Rămân cu inima și pentru Leova, pentru asta va fi un nou cadou, acea, o nouă carte. Pentru mediul rural, Molovata Nouă, este acest cadou Muzeul Țăranului. De asta compromisuri pot fi doar în cazul când, iată, este un monument, da? A avut o funcționalitate într-o anumită perioadă. Hai să mergem pe un studiu de caz. Micle 11, o ruină. 40 de ani abandonată. Atunci eu am făcut un compromis prin legea ocrotirii monumentelor, articolul 40, care permite desființarea unei ruini cu condiția reconstituirii. Da? În același stil, cu aceleași materiale și mai departe am pus pe balanță acest articol. Am desființat acea 7-8% de ruină. I-am dat o nouă viață, am reconstituit memoria urbană, identitatea urbană și cu dezvoltarea urbană pe verticală, astfel ca să integrăm nou volum în contextul urbanistic existent. Nu știu dacă ați înțeles exemplul, dar este un compromis unde un monument ruinat îi dăm o nouă viață. Este o experiență acumulată, iarăși, de peste hotare. Nu trebuie să ne ținem, de exemplu, o moară, moara veche. De acolo, de pe strada Moara Roșie 5. Consider că acolo trebuie să fie un compromis. Și respectiv să facem maxim posibil să o salvăm și dăm altă funcționalitate. Deci, printr-un proiect de reconversiune, aș da-o cu titlu gratuit. Ăsta e compromisul, pentru că statul astăzi se declară impotent. Articolul 42 din legea ocrotirii monumentului nu funcționează.
Deci, fie la nivel central întrebăm, sau alt raion, alt primărie la nivel local, spune, domnul Ștefănin, nu sunt bani. Evident că finanțăm grădinița, finanțăm un spital, dar pentru monumente nu sunt bani. Iată, asta e răspunsul care l-am primit toată perioada asta. Respectiv, ne bazăm pe parteneriatul public-privat. Dacă ar fi decizia lui Ștefăniță, eu aș da gratuit toate conacele care le avem în țară, dar cu anumite condiții. Elaborarea documentației de proiect maxim într-un an de zile, coordonarea, avizarea, tot prin prisma legii, până la actul permisiv eliberat, și mai departe investiții concrete. Și 50 de ani, 100 de ani, cât ai gestionezi tu acest bun, să-l menții, să-i faci mentenanță. Respectiv, statul își rezolvă problema, salvând acest fond construit, protejat, dar și cetățenii care creează locuri de muncă, plătesc impozite, fac un rulaj economic la el acasă. Asta ar fi soluția de compromis. Cu cine dumneavoastră obișnuiți să discutați, să vă consultați atunci când luați decizii în viață? Evident, cu jumătatea vieții. Asta este soția. Și este un cerc foarte îngust de prieteni, colegi, da? Pentru că când eram la agenție, decizia era luată în colectiv. Eu eram foarte transparent în luarea unor decizii atunci când eram în agenda profesională. În agenda personală, ai spune, decizi să iau 50-50 împreună cu soția, în primul rând. Vă plac discuțiile în contradictoriu? Bine, mi-au plăcut lecțiile de debate-uri, da, de dezbateri. Le-am exersat și la liceu și la anumite școli de vară. Deci, îmi plac dezbaterile, dar să fie constructive. Eu pledez pentru o comunicare constructivă. Aveți asemenea discuții cu prietenii dumneavoastră? Fiecare are părerea sa, viziunile sale, anumite concepte, dar e important să ajungem permanent la un numitor comun. Da? Fiecare este un liber arbitru. Eu nu trebuie să impun viziunea mea. Este o viziune formată. Dar eu ascult și de viziunile unor colegi, unor prieteni. Și important, dacă ne fixăm o agendă, să ajungem la acel compromis de viziuni și concepte de dezvoltare. Dacă spun. Iarăși, eu rămân în agenda profesională, dacă... Domnule Ștefăniță, ați pierdut în viață oameni, prieteni? Nu știu dacă am câștigat sau am pierdut, dar alături de Ștefăniță au rămas cei care cu adevărat iubesc viața, iubesc domeniul și au această calitate a omeniei. Deci este foarte important să rămâi om, da? Să nu te provoace chestiile materiale sau nu știu ce. Să rămânem acei oameni spirituali cu idealuri și acele valori care ne leagă de această țară, acest sat, de exemplu, sau un domeniu. Deci, eu nu consider că am pierdut. Cine l-a înțeles pe Ștefăniță, a rămas lângă Ștefăniță. Cine nu l-a înțeles, atunci viața continuă. Dar e multă lume acum lângă dumneavoastră. Păi eu nu duc lipsă de comunicare. Eu comunic în fiecare zi, comunic cu oamenii din sat, comunic cu oamenii din oraș. Când merg pe drum, văd că ne salutăm. Deci sunt un om care merge pe principiul de a socializa. Am spus, sunt mereu deschis spre comunicare și colaborare cu toți. Eu pledez pentru coborârea de pe baricade, de la stânga la dreapta, indiferent de culoare politică, nouă Dumnezeu ne-a dat această țară, acest patrimoniu, care este datoria noastră împreună, de la punctul A la punctul B, cât vom merge pe linia vieții, să facem maxim posibil ca să lăsăm amprentele pozitive. Dar de ce ne suim noi pe baricade? Din propriu orgoliu, ambiții, cum credeți? Păi iată, ne divizăm în jurul unor ce limbă vorbim, pe care vector să mergem. Și lucrul ăsta face, bine, chiar suntem geopolitică într-o zonă unde ne divizează acest loc geopolitic, da? Pentru că am făcut și eu o cercetare, de exemplu, de arhive, pe problematica navigației pe Dunăre. Da? Și iată subiectul ăsta de cercetare, cine a controlat navigația pe Dunăre din 1948 până la mijlocul anilor 60, Comisia Dunării, Comisia Europeană a Dunării. Și iată, în toată documentația de arhive și concluziile pe care eu mi le-am făcut, că acest loc, Basarabia, da? Noi suntem o portiță a Europei. Fiecare a încercat pe linia istoriei, pe linia timpului, să controleze această portiță. Și estul, și vestul. Și unul a încercat să bată țărușul aici și altul. Și atât noi,
care a fost o țară, o țărișoară așa la răsărit de Europa, trebuie să ducem o politică inteligentă. Nu noi să dușmănim între noi, iată, care suntem aici și tot ce se întâmplă, iată, mă uit eu, din când am început eu să urmăresc politicul de la Chișinău, pentru că eram la Leova, munceam mult, dar îmi puneam întrebarea de ce trăim cum trăim, de ce suntem divizați, de ce ne atacăm unul pe altul. Și atunci acest răspuns l-am primit când am venit aici la Chișinău, da? Atât aici la Chișinău am primit toate răspunsurile, da? Când am văzut și realitatea de după cortina politică. Au apărut și întrebări. Da? Și au apărut și răspunsuri la acele întrebări, da, care le aveam în copilărie. Și concluzia mea a fost că peștele de la cap se strică. Da? Până la baricade poate aveam un dialog despre prietenii dumneavoastră și nu în zadar. Noi avem câteva mesaje de la oamenii care se declară a fi prietenii dumneavoastră și vor să transmită câteva cuvinte lui Ion Ștefăniță să ascultă. Dacă ar fi voia mea să-l pot include pe Ioan Ștefăniță într-un dex, de exemplu, l-aș include la cuvântul patriotism. Des discuteam cu mulți prieteni cunoscuți despre ce-o fi patriotismul și ne cam înglodeam, pentru că pornim de la tricolor și terminăm nu știu unde, pentru că nu terminăm discuția. Ei, iată, Ioan Ștefăniță este un om care pe bune și iubește țara, pe bune și iubește pământul. Deci pământul la propriu nu l-a figurat. Pe bune iubește țăranii, pe bune și iubește soția, pe bune și iubește familia și așa mai departe. Sunt o grămadă de lucruri pe care el chiar le iubește. Nu lui îi place, dar le iubește chiar. De asta eu l-aș pune acolo în dicționar. Mai mult decât atât, apreciez foarte mult la Ion, din câte am reușit noi să ne cunoaștem pe parcursul vremii, dorința asta de a ne aduna într-o clacă comună. Pentru că au dispărut clăcile, asta e adevărat, noi am cam luat o raznă sau ne-au luat razna, nu știu, urmează organele competente să se expună, dar e bine să ne adunăm într-o clacă mare, comună. Ceea ce îndeamnă cu atâta perseverență chiar mă uimește, sincer. De când a refăcut casa aceea de la Molovata și a transformat-o în Muzeul Țăranului, are o insistență și o perseverență de invidiat. Perseverența se manifestă în faptul că aproape în fiecare weekend este acolo, cu mici excepții categoric obiective, iar insistența este de a aduce oameni să vadă, să facă pinoterapia, să vadă Nistru, să vadă satul, să vadă viața țăranului, să-i este incredibil. Deci aceste trei cumva cuvinte, patriotism, perseverență și insistență, se țin scai de Ion Ștefăniță și nu cred că o să-l lase în pace, pentru că el a făcut tot posibilul ca aceste trei cuvinte, minim aceste trei cuvinte, să-l definească. Întrebați despre Ștefăniță. Din fericire, există în lume oameni despre care este adevărat, mai rar întâlnește asemenea oameni, dar zic eu, există oameni despre care, începând a vorbi, se face la un moment dat incomod și teamă că vorbesc prea de bine despre omul ăsta. Atâtea virtuți are și te gândești, parcă și despre asta aș spune, parcă și despre asta altă aș spune. Păi iată, Ion Ștefăniță este omul că dacă te prinde cumva ploaia cea mare pe o stradă și Ion cu umbrela trece pe alături, oricât de grăbit ar fi, se oprește pe o clipă, te ia sub umbrelă, așteaptă să încetineze a turna ca din găleată și după aia pleacă. Iată, așa este Ion Ștefăniță. Vreau să vin cu o mărturisire care nu am spus-o până iată acum niciodată nimănui. Știți de ce? Pentru că mi este într-un fel rușine. Mi-e rușine mie de mine însumi. Voi vedeți, vreți să-ți spun-o pe post, vreți, nu, dar eu zic. Când într-o dimineață de decembrie, era un frig pe Alea Clasicilor, m-am întâlnit cu domnul Ștefăniță pentru a-i arăta cam unde vrea familia să fie instalat bustul lui Matkovski. Înghețasem zgribulit,
Ion a ascultat argumentele mele, îl convingeam, nu știu ce, peste o jumătate de oră zice, domn Smolinski, peste 8 luni aici, în acest loc, va fi instalat bustul lui Dumitru Matkovski. L-am privit eu pe băiatul ăsta uscățiv, într-un sacou, eu în scurtă mi-era frig, el în sacou, celălalt, parcă nu dădea motive că este frig, dar mi-am zis în sinea mea, când ți-au zis așa, Ioane, nu l-am crezut. De aceea și zic, mă simt și astăzi incomod și astăzi îmi este rușine că am putut să gândesc așa despre om pe care practic nu-l cunoșteam. Peste 8 luni, într-adevăr, împreună cu Ion am dezvelit bustul lui Dumitru Matkovski. Iarăși, dar Ion neapărat privește acest material, aceste spuse ale mele, nu l-am crezut, nu ce să zic. Dar uite că a demonstrat că se poate. Mai mulți oameni de ăștia, și fiți convinși că vom reuși multe, multe lucruri care astăzi ne par parcă de domeniul visului, povești. Pe domnul Ion Ștefăniță îl cunosc din perioada când am început să lucrăm cu Centrul Istoric și anume să apărăm proiectele la Consiliul Monumentelor de Arhitectură. Am descoperit pentru mine o persoană foarte sinceră și foarte deschisă, cu o sinceritate de invidiat. Știu că a avut mai devreme ca să-l cunosc eu, a avut alte viziuni asupra orașului nostru, Chișinău. Între timp, după ce a vizitat China și a schimbat viziunile și aici am început să fim într-un gând, să avem idei comune și viziuni comune asupra organizării centrului. Am fost întotdeauna susținut de către el, dar nu ăsta este motivul pentru care îl apreciem. Este o persoană foarte energică, energia lui chiar mișcă lucrurile din loc și face ca lucrurile să funcționeze și asta este chiar de apreciat. L-am cunoscut și într-o ipostază informală, și anume când a început proiectul cu Muzeul Țăranului de la Molovata Nouă, un proiect prin care dumnealui a dat dovadă că lucrurile pot fi făcute și pot fi schimbate chiar la noi acasă. L-am cunoscut pe Ion Ștefăniță aproximativ prin anul 2013, când eram în procedurile de obținere a deciziei Consiliului Municipal și autorizației de construire pentru Monumentul celor trei martiri. Atunci am avut primele interacțiuni cu Ion Ștefăniță, am fost împreună cu el la Cosăuț, în atelierele lui Vladislav Lozan, unde împreună cu arhitectul Eugen Băzgu și istoricul Sergiu Ciocanu ne-a dat diferite sugestii pentru partea practică a sculptării acelui monument, însă mai aproape sau mai apropiat l-am cunoscut în procesul de edificare a semnului arhitectural pe locul unde s-a aflat Biserica Sfântului Ilie, când în incinta agenției, la solicitarea asociației pe care o reprezentam, dumnealui a organizat mai multe ședințe cu diferiți istorici, academicieni, inclusiv preoți din orașul Chișinău, pentru a stabili care trebuie să fie textele exact pe acel monument, pe care partea monumentului și care, în general, trebuie să fie aspectul estetic și detaliile care trebuie să reprezentate pe acel însemn arhitectural de care am vorbit. De asemenea, tot cu Ion Ștefăniță am colaborat foarte strâns pentru edificarea bustului lui Vespasian Erbicianu din fața Curții de Apel Chișinău, Vespasian Erbicianu fiind primul președinte a Curții de Apel Chișinău, iar monumentul e edificat cu ocazia centenarului înființării acestei instituții. Ca și trăsături de caracter, este omul care, pentru care fiecare impediment devine de fapt o treaptă, un motiv pentru a urca cu o treaptă mai sus, iar eșecurile nu descurajează nici într-un caz. Este un exemplu pentru mine, este o persoană optimistă, o persoană care își iubește nu doar Chișinău, dar și țara în care locuiește și care ar trebui urmat de toți oamenii care doresc să lase ceva în urma lor pe tărâmul natal. Acolo oamenii spuneau despre faptul că sunteți un mare patriot. Ce este în viziunea noastră patriotism? Asta înseamnă să nu uităm de acolo de unde ne-am născut, cei care ne-au educat. Deci, niciodată nu uit anii mei de școală, anii mei de studenție, activitatea profesională în cadrul instituției muzeale,
Deci prietenii, copilăria fericită, care o consider grea, dar și fericită, pentru că greutățile permanent ne-au unit și împreună am depășit toate provocările. Deci asta este Moldova mea, Chișinăul meu, satul meu, tot. Cine sunt oamenii care au făcut alături de dumneavoastră clacă pentru Muzeul Țăranului? Bine, în primul rând i-am dat cu Doamne ajută împreună cu soția, da? 4 ianuarie 2020 împreună cu mama soacră. Mai apoi s-au alipit vecinii, pe urmă artiștii, da? Când am făcut o clacă pe 10-12 iulie 2020, în primul an de proiect. Au fost toți prietenii care au încurajat această inițiativă rurală. Ați fost dumneavoastră cei care ați transmis mesajul Renaștem satele Moldovei, pentru că acesta este crezul meu și este un slogan al Muzeului Țăranului, deci să renaștem satele Moldovei. De la concluziile de pe teren, satele pustie ale Moldovei. Eu tare mă doare această hemoragie socială pe care o avem noi astăzi și când aud cifrele, toată statistica care ne este prezentată în știri, mă ia groaza, pentru că eu care cetățeanul care am studiat, am luat toată experiența de psihotare, nu zic că nu am cu ce compara, dar păcat ar fi să părăsim această țărișoară. Așa cum am spus mai sus, Dumnezeu ne-a dat tot ce putea să-i dea unui popor. Un patrimoniu, deci teroarul care este favorabil de a face o agricultură performantă, această moștenire culturală, care dacă o combinăm cu cadrul natural și cel cultural, noi cred că am putea fi o Elveție aici, în Europa de Est. Domnule Ștefăniță, dar v-a speriat când s-a început războiul în Ucraina? Pe absolut. Eu cred că lucrul ăsta pe toți a pus să cadă pe gânduri. Deci evident că undeva două săptămâni eu nu puteam să mă concentrez în cercetare, în activitatea profesională. Deci evident că din punct de vedere istoric, analizând tot ce s-a întâmplat, când au venit, când turcii, când unii, când alții, când rusul. Și mă gândeam că iată pagina asta tristă a istoriei care s-a petrecut mai mult secole, iată aceeași istorie începe din nou. Și abia peste vreo două săptămâni mi-am revenit din stresul ăsta analizând evenimentul din 24 februarie, deci 2022, da? Eu ceea ce îmi doresc, pace. Pace între popoare, pace în noi, între noi, cetățenii. Și țările mari fac politica mare. Noi, ca țară mică, să facem o politică inteligentă. Eu sunt pentru comunicare. Eu sunt pentru ca să fim partea unei familii europene, da? Dar nu poate, hai spunem, cel din Est să ne decide soarta noastră sau soarta Ucrainei. Este un popor, este un stat și fiecare este în dreptul său, un liber arbitru, să-și determine vectorul de dezvoltare sau vectorul de a comunica fie cu o familie sau cu altă. De asta eu pledez pentru o comunicare, să nu încurcăm politicul cu economicul, de exemplu, pentru că noi, ca țărișoară, am suferit foarte mult economic din cauza acestui politic. Da? Embargoul de 2006 și toate lucrurile astea, care a avut de suferit popor, vinificatorii, da? Agricultorii. Păcat, dar oricum sper eu că Dumnezeu să aibă grijă de acest popor, de Ucraina. Victoria este a Ucrainei, eu sunt convins în lucrul ăsta și răul și nedreptatea va fi permanent zdrobită. Domnule Ștefăniță, iată, fiind într-o emisiune de portret, intenția noastră este într-adevăr să aflăm cu ce respiră omul, cine sunt prietenii lui, care sunt frământările lui, cum ia decizii, cum se comportă și care e emoția pe care o simte, inclusiv în fața unor pericole, cum este războiul care ne marchează pe toți, având orice bagaj în spate. În cazul dumneavoastră sunteți avocatul patrimoniului cultural, cel puțin așa vă cunoaștem din spațiu public. Și poate la finalul acestui dialog, ce îi spune omului de acasă, pentru dumneavoastră, ce înseamnă cuvântul acasă? Acasă înseamnă tot. O viață împlinită, o viață fericită, o viață la rădăcină, o viață alături de părinți, alături de frate, de soră, de soție, de copii. Asta este acasă. Alături de tradiții, obiceiuri, amintiri din copilărie. Asta este acasă. Este la tine în țară, la tine în sat, la tine în oraș. Și
eu, iarăși, comparativ, eu știu ce înseamnă să fii în sejur în Republica Franceză, da, într-o misiune oarecare care am fost, da, de acumula anumite cunoștințe. Dar știu că când eram acolo, doream mai repede acasă, în vacanță. Da? Și acasă este acasă. Acasă este acasă. Noi vă mulțumim pentru această discuție, o bucurie, acest dialog. Vă așteptăm deja în emisiunile TVR Moldova să discutăm despre soluții pentru patrimoniu, dar și nu doar. Mulțumim. Mereu deschis spre comunicare. Doamnelor, domnilor, de asemenea, mulțumim pentru atenție. Alături de dumneavoastră a fost domnul Ion Ștefăniță. Rămâneți cu TVR Moldova, o seară frumoasă.